dimineață, te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul. De dimineața, cafeaua de dimineață, Piatra Neamț, la Mesagerul de Neamț în direct. O emisiune cu planuri schimbate, dar mă rog, o rezolvăm noi până la final, cumva să iasă lucrurile bine. Ce vroiam să vă spun este că astăzi trebuia să avem niște invitații, ei vor veni un pic mai târziu și se va înregistra, sperăm, o emisiune extrem de interesantă și de importantă. Spuneam la un moment dat că am făcut multe emisiuni de când lucrez prin zona asta, cred că peste vreo 5.000 și nu exagerez cu nimic. Sunt emisiuni și din când în când se întâmplă și să fie și întâlniri fericite. Deci nu știu cum să le numesc altfel. Când întâlnești un personaj care efectiv schimbă lucruri. Schimbă lucruri, deschide căi și deschide drumuri noi. O să vedeți în zilele următoare despre ce este vorba. Până atunci însă, haideți, emisiunea de astăzi va avea trei segmente. Să începem cu un segment de bine, cu un segment în care, să spunem că în ciuda eforturilor autorităților de a omorâ tot ce înseamnă act cultural în Piatra Neamț, există încă momente și oameni care duc mai departe lucrurile în acest domeniu. Ieri, în jurul orei 18, cei care erau dornici de un moment care să-i mai liniștească după aventurile de Lolec și Bolec din politica nemțeană, aveau de ales să meargă la micul templu al cinematografului nemțean condus de Victor Purice, unde aveau posibilitatea să-i vadă pe viu pe doi dintre cei mai importanți oameni din zona filmului românesc și să asiste la un film, să vizioneze un film extraordinar, Remene. Nu e momentul să-i bat eu apa în piu aici pe asta. Eu vă invit să vedeți filmul, să mergeți să-l vedeți. Sau să meargă la Hotelul Central, mă rog, cum se cheamă el acum, într-o sală, unde era lansată o carte. O carte care, vă dați seama, și eu am primit lucrarea ieri, nu pot să vorbesc foarte mult despre conținut. Pot să vă arăt doar această carte. Este o carte frumoasă. Pot să garantez că este scrisă de doi oameni frumoși. Deci, și vorbește despre ceva frumos sau ceva care ar fi trebuit să fie și să rămână frumos legat de istoria acestui oraș. Festivalul de teatru de la Piatra Neamț în perioada 1969-2019. Spuneam că pot să garantez că e vorba de doi oameni frumoși. Violeta Moșu este o colegă de presă, un om la care nu ai cum să nu ții și care este dedicată la tot ceea, față de tot ceea ce a fost frumos în județ, în oraș. Pentru asta trăiește. Iar Valentin Andrei, celălalt semnatar, și face lucruri în domeniul acesta, lucrând la Centrul pentru Cultură
și arte, Carmen Seculare, dar este și un extrem de atent observator a ceea ce se întâmplă în zona culturală. Cei doi lucrează de ani buni să strângă materiale și să scoată această carte. Cum vă spuneam, o carte frumoasă scrisă de oameni frumoși. Acum, în legătură cu modul în care sunt prezentate materialele, nu poți să te pronunți până nu citești cartea. Selecția, ca orice selecție de materiale, ea poate fi la un moment dat considerată subiectivă. La lansarea de ieri au fost incredibil de mulți oameni, sala era plină, sala s-a dovedit a fi prea mică pentru cei care au venit acolo. Oameni dornici să retrăiască momentele frumoase din istoria festivalului de teatru. Eu ce să vă spun? Eu v-aș spune că merită, am citit vreo 30-40 de pagini din lucrare, merită să o citiți pentru că nu e doar despre festival, este și despre teatru, teatru la Piatra Neamț, dar este și despre trupele mari de teatru care au venit la Piatra Neamț pe timpul festivalului, este despre actori, despre mari actori care au călcat scândura la Piatra Neamț și după aceea au onorat marile scene ale teatrelor românești și internaționale de multe ori. Oameni care fac parte din fenomen. Este un fenomen Teatrul Tineretului. Să mai spunem că mă bucur eu personal că în această lucrare la început apare la un moment dat și o mică, să-i spunem, sentință apropo de Festivalul de Teatru și de Teatrul Tineretului de data aceasta. În introducere, sau mă rog, dacă introducere, scrie așa: fotografii, afișe, cronici, imagini de colecție au fost puse cu drag în pagină de cei doi autori care au încercat să fie echidistanți și riguroși. Dar amploarea unei asemenea trecere în revistă poate părea subiectivă, mai ales din perspectiva distribuirii spațiilor și a punctului în care se oprește cercetarea, jubileu din anul 2019. Aici vă rog să fiți atenți. Este locul în care se rupe pisica tradiției și competiției. Teatrul Tineretului și festivalul său, pliindu-se ostentativ și radical pe o politică repertorială exclusivistă, sub cenzura unei noi corectitudini politice, luând distanță de coordonatele care îl situaseră în elita teatrului românesc. Prin anii 70, autoritatea lui Brecht, cine mai cunoaște și mai știe, cedează în fața lui Chekhov. Teatrul nu trebuie să se ocupe de angajarea ideologică a maselor, ci de meditația asupra destinelor individuale. Astăzi, bastarzii lui Brecht, mai puțin școliți și mai zgomotoși, revin în forță. Teatrul trebuie să fie o arenă de ciomăgeală ideologică, declamare a autorității minorităților, marginalizaților și handicapaților de tot soiul. Scena a intrat într-o competiție a inculturii și a vulgarității, iar orice critică a acestui fenomen malin e blamată ca retardare spirituală și inadecvare la epocă. Este ceea ce mesagerul am încercat să transmitem în ultima perioadă. Această zonă a inculturii se leagă în Teatrul Tineretului, se leagă de noul management de la Teatrul Tineretului, noul management girat de Gianina Cărbunariu. Noi am și spus, nu mai este Festivalul Teatrului Tineretului, a fost ediția întâi, a doua, nu știu cât a Festivalului Gianina Cărbunariu. Apropo, în sală am văzut oameni frumoși, oameni legați de Teatrul Tineretului. L-am văzut pe domnul Bunghez, domnul Livescu, impecabil în exprimare,
ieri și domnul Bungheț la fel, n-am văzut, poate n-am văzut eu bine, pe doamna Gianina Cărbunariu în sală, pentru că nu e așa, ea conduce Teatrul Tineretului. N-am văzut să vină vreo oficialitate. Și din câte am văzut eu, oficialii nemțeni n-au nicio contribuție la apariția acestei lucrări frumoase, scrise de oameni frumoși despre oameni frumoși. Rifilu a contribuit foarte mult, adică marea majoritate a cheltuielor l-a suportat Rifilu. După aceea, Fundația Culturală Vorel, n-am reținut chiar toate numele pronunțate acolo, a ajutat și domnul Roca de la Central. Deci putem spune că a fost un eveniment reușit și care, dacă vor mai exista oameni să revigoreze Teatrul Tineretului cândva, s-ar putea să mai aibă și o urmare editorială. Cei doi autori fiind foarte tineri, sub 50 de ani amândoi. Asta a fost prima parte a emisiunii. A doua parte a emisiunii am vrea să o facem discutând niște lucruri legate de Piatra Neamț, pentru că ieri s-au întâmplat mai multe evenimente legate de primărie sau în primărie, importante pentru confortul pietrenilor și nu numai, a tuturor celor care vin la Piatra Neamț. Am încercat să iau legătura cu primarul Andrei Carabela dimineață și mi-a promis că dacă are semnal unde este, răspunde la telefon să discutăm câteva, pe scurt, nu foarte amplu, despre niște probleme care s-au întâmplat ieri și care ne afectează pe toți. Da, a răspuns, s-a închis. Mai încercăm o dată. Momentan, numărul de telefon. Deci se pare că domnul primar chiar n-are semnal acolo unde... Mai încercăm o dată. Alo? Bună dimineața! Bună dimineața! Deci spuneam celor care ne urmăresc la această oră că mi-ați promis că veți intra în direct dacă aveți semnal. Văd că acum aveți semnal. Domnul primar, după ce am discutat despre cultură, e cazul să discutăm un pic și despre administrație. Eu am spus că ieri s-au întâmplat câteva lucruri în primărie importante și în Consiliul Local, evident. Haideți să le luăm pe rând, dacă se poate, pe scurt. S-a votat hotărârea privind parcările. Ce ne puteți spune în momentul acesta despre ea? În primul rând, bună dimineața dumneavoastră și telespectatorilor care vă urmăresc. Da, ieri a fost o ședință de Consiliul Local foarte importantă în care am reușit să găsim soluția care să rezolve cât mai rapid cu putință criza parcărilor. Aceasta era unică pentru că toate celelalte variante erau fie foarte îndelungate și greu de implementat, fie nelegale. Varianta ținerii în gestiune directă a primăriei nu mai era posibilă din punct de vedere legal. Câtă vreme prefectul a contestat în contencios soluția aprobată pe 28 februarie. O altă variantă cu licitație publică ar fi durat cu cel puțin 2 luni mai mult decât aceasta, deci soluția încredințării directe către parking a fost și rămâne soluția cea mai rapidă pentru a debloca situația parcărilor din Piatra Neamț. Bun, acum eu vă întreb practic, ce urmează? Pentru că
Părerea mea cu privire la parking o cunoaște toată lumea și la modul în care a administrat parcările. Atâta timp cât acolo nu s-a schimbat nimic, doar a venit doamna Cristina Păvăluță în calitate probabil de consultant, nu știu la ce să mă aștept în continuare. Deci ce va urma pentru cetățeanul din Piatra Neamț și de când? Din punct de vedere administrativ și contractual, primul pas este ca societatea Parking să își asume plata integrală a debitului constatat prin raportul de expertiză atașat hotărârii de Consiliul Local. Este adică o sumă de aproximativ 1 milion de lei pe care societatea Parking trebuie să își asume integral și să o achite fie într-o singură tranșă, fie minim 15% înaintea semnării contractului, împreună cu o hârtie prin care își asumă o eșalonare pe maxim 12 luni. După ce se împlinesc aceste două condiții, se poate trece la semnarea contractului. Deja, în momentul de față, avem o aplicație construită care să permită cetățenilor orașului, celor care doresc un loc de parcare, contractarea unui loc de parcare, să le permită contractarea la distanță, fără să facă nicio deplasare până la societatea parcării. O aplicație făcută pe regulamentul aprobat încă din 28 februarie, regulament care a reluat punctele esențiale care fac viabilă această aplicație, și în regulamentul de gestiune delegată către societatea Parking. Deci pentru oameni va fi mult mai simplu, mult mai transparent, mult mai eficient. Întregul proces de contractare se va întâmpla exclusiv prin utilizarea acestei aplicații. Domnul primar, mă scuzați. Vă rog. Deci, se încheie contractul cu societatea Parking după ce se finalizează acest proces cu privire la asumarea debitului. Va face predarea ca bun de retur a acestei aplicații către societatea Parking. Societatea Parking va înregistra fiecare contract la ghișeu utilizând aceeași platformă pe care o va utiliza și cetățeanul de rând prin mijloace la distanță și procesul va fi mult mai transparent. Problemele care au existat înainte n-au cum să continue și să existe și de la 1 iulie încolo, de exemplu. Deci, mă scuzați, eu încerc să înțeleg. Deci, semnarea contractului este condiționată de plata 1 milion de lei, sau mă rog, a 15% din acești bani, care provin de unde? Provin din sumele încasate de parking, din contractele care au depășit data de 28 februarie, care era dat termenul limită pentru contractul precedent între parte. A fost acea soluție cu subrogarea, dacă vă aduceți. Aceea ce spuneam eu, că s-au încasat bani ilegal. Da. Deci. Dar pentru a nu pune în dificultate pietrenii, am găsit această soluție juridică prin care noi ne-am subrogat în drepturile și obligațiile societății parte. Bun, și deci ei acum... Ei trebuie să vă dea banii dumneavoastră, cum ar veni. Da, exact. Și e vreo șansă ca parkingul să aibă 1 milion de lei care să-i dea primăriei? Întreb asta nu de alta, dar mă gândesc la cetățeni. Nu are 1 milion de lei. Discuțiile pe care le-am avut cu conducerea societății Parking ne-au arătat că suma este undeva la mai puțin de 400.000 de lei în conturile societății astăzi, dar le este permisă acea eșalonare, după cum v-am zis. Am înțeles. Trebuie să asigure o plată de cel puțin 15% din această valoare până la data semnării contractului. Contractul pe ce perioadă se întinde, domnul primar? Contractul va fi semnat pentru o perioadă de 18 luni, fără a depăși data de 31 decembrie 2023. Am înțeles. Va putea fi prelungit prin hotărârea de Consiliul Local, depinde foarte mult și ce s-a întâmplat în instanță cu această
cu prima hotărâre. Bun, acum pun și eu o întrebare de nejurist, ca să zic așa. Dacă cum, da, dacă primăria va câștiga procesul cu prefectura, după ce, din câte știu eu, hotărârea de consiliu local aceea va deveni, cum să zic eu, executorie, aplicabilă. Va putea fi aplicabilă, va fi o decizie de luat atunci. În momentul de față, noi trebuie să asigurăm totuși și o predictibilitate, pe de o parte și pietrenilor, pe de altă parte am și înțeles. Utilității parcului. De aceea înțeles. Facem contractul pe această perioadă minimă de 18 luni, pentru a oferi parkingului și implicit cetățenilor posibilitatea să facă această contractare pe minim un an de zile a locului de parcare. Dar parking nu va putea încheia contracte cu depășirea datei de 31 decembrie 2023. Bine. În felul în care se redactă contractul și hotărârea de consiliu. Sper că de data aceasta această hotărâre să fie respectată, nu de alta, dar s-ar putea să se mai acumuleze vreun milion de lei pe care să-l plătească tot eșalonat și după aceea să-i mai lăsăm încă 18 luni ca să avem garanția că vor plăti. Haide să lăsăm parkingul. Deci sunt foarte multe riscuri eliminate în momentul de față, pentru că știți vorba aia, orice om își are, orice învăță și are dezvățul, iar noi ne-am luat suficiente lecții în așa fel încât să fim foarte atenți la toate riscurile care sunt implicate de problema parkingului. Dacă îmi permiteți, în județul Neamț zicalele astea nu prea au funcționat, dar să zicem că lăsăm parkingul în parcarea lui și să trecem la un alt subiect important din punctul meu de vedere, întâmplat ieri. Faptul că ați semnat ordinul, nu? Așa parcă așa spune, ordinul de începere a lucrărilor pe culoarele de mobilitate. Pe unul dintre ele. Pe care s-a semnat? La variantă. Pe varianta, de fapt, între sensul giratoriu de la gară până la bretelele de la 1 mai, vom avea un drum complet modernizat pe proiectele de regenerare. Deci urbană. Acesta este contractul semnat ieri, ordinul de începere a lucrărilor care s-a dat ieri. Contractul e semnat pe 3 iunie. Contractul cu Danlin XXL a fost semnat pe data de 3 iunie. Ieri am semnat ordinul de începere a lucrărilor, practic de acum începe perioada de mobilizare a utilajelor, a echipamentelor, organizare de șantier și în maxim 30 de zile vor începe lucrările la podul de la Piața Centrală, conform discuției pe care am avut-o deja cu... Deci, prima lucrare pe coridorul de mobilitate, deci pe acest coridor de mobilitate, va fi podul de la, din zona Pieței Centrale. Da, da, da. Acum, va fi un pod care va avea două benzi de circulație pe sens, va apărea practic un pod nou. Deci practic vorbim de două poduri, nu? Vor fi două poduri, da. Deci nu un pod, două. Am înțeles. O bandă de circulație care la finalizarea proiectului, deci după cele 18 luni de... nu, sunt 14, mi se pare că... 18 luni, scrie în comunicat. Da, e posibil să fac eu o confuzie, dar am impresia că 18 luni e pe Mihai Viteazu. Deci, termenul de finalizare va fi respectat, din chiar mai mult decât atât. Am avut o discuție și sper ca pietrenii să înțeleagă nevoia de a urgenta aceste lucrări, nu doar din cauza unui termen foarte strâns, ci și din dorința de a finaliza cât mai repede lucrările, că asta va duce până la urmă la un confort mai rapid al pietrenilor, al nostru, al tuturor, în deplasările pe care le vom avea de făcut în oraș. Deci discuția pe care am avut-o cu executantul este ca timpul de lucru să fie maximizat, mergând pe 2-3 schimburi. Îmi asum în fața pietrenilor această, cum să spun eu, dacă vreți dumneavoastră, vină de a produce cumva un,
un deranj, un disconfort nocturn, dar care ne va permite să fim mult mai eficienți. Bine, și acum să terminăm mult mai repede lucrările. Ce vreau să vă întreb? De dorit și din partea pietrenilor să terminăm mai repede lucrările. Absolut. Spuneți-mi un pic, podul, din discuțiile cu constructorul, care este un constructor serios, din câte știu eu, Dan Linux XL. Podul. Da, are o carte de vizită bună, așa e. Podul, când este preconizat să termine? Pentru că tot aici văd că ar trebui să înceapă lucrările și la podul nou de la Spitalul Județean. Bănuiesc acolo, nu încep până se termină lucrările aici pe pod. Absolut. Există niște lucruri pe care eu astăzi, sau la care eu astăzi nu am răspunsuri, pentru că înainte de a începe execuția podului trebuie să fie fizic disponibile acele prefabricate care vor fi utilizate în construirea podului nou. Din punctul meu de vedere și asta a fost... Vorbim de cel de la spital? Să nu începem ambele, pentru ambele, că da. Un pod nou la piața centrală, așa. Iar acel pod nou trebuie început după ce avem, evident, prefabricatele și materialele necesare construcției sale. De asemenea, podul existent va trebui consolidat și supralărgit. Vor fi trei benzi de circulație pe podul existent și un trotuar de 2 metri. Pe podul nou va exista o bandă de circulație. Mi-e frică să întreb dacă nu cumva ar trebui chemat din nou un expert, că am văzut că experții sunt convocați acum din două în două zile, să vadă dacă nu-i mai ieftin să facem un pod nou decât să reabilităm podul ăsta vechi. Nu, este un pod foarte solid pentru că este o poltă extrem de groasă și de robustă care asigură structura de rezistență a podului. Este verificat, dacă vă aduceți aminte, anul trecut a fost acel nefericit incident cu prăbușirea unei balustrade. Consolele au fost extinse și au fost supraîncărcate cu niște cu nisip și bavele, fără a li se face o întreținere prealabilă și o verificare prealabilă. Asta a fost problema care a determinat acea prăbușire. Dar structura de bază a podului este cât se poate de robustă și de rezistență. Vă rog să nu folosiți cuvântul garanție aici, că a mai garantat cineva un pod reabilitat și acum chemăm experții la toate podurile din județ. Cum v-am spus. Ceea ce spun eu sunt reformulări după discuțiile pe care am înțeles cu experții. Că și anul trecut știți bine cum au stat lucrurile și a trebuit să reevaluăm situația. Bun. Pe celelalte coridoare, deci am înțeles că a semnat pe două dintre cele trei coridoare de mobilitate, nu? Sau numai pe unul a semnat ordinul? Nu contractele, ordinul de începere al lucrării. Pe toate trei. Ordin de începere s-a dat doar pe unul, pe variantă. Am înțeles. În maxim două săptămâni, dăm ordinul de începere și pe Calea Romanului, pe Mihai Viteazu. Acolo, conform angajamentelor societății Companiei Județene de Apa Apaserv, în maxim 3 săptămâni se vor finaliza lucrările de reabilitare a rețelei de apă și după aceste 3-4 săptămâni vom putea începe efectiv lucrările de modernizare a coridorului, a drumului. Am înțeles. Acum, perioada asta de 2 săptămâni este generată de faptul că nu s-a prezentat nimeni la procedura pentru înlocuirea rețelei de apă. Deja vorbim despre Traian Decebal. Pe Mihai Viteazu, practic, fiind același executant ca pe variantă, ca pe Dimitrie Leonina 9 mai, nu știu dacă va fi nevoie de organizare de șantier separat, asta va fi o analiză ulterioară. Dăm ordinul de începere imediat ce este gata sau în preajma momentului când va fi finalizată deja rețeaua de reabilitare, pe care conform înțelegerii discuțiilor pe care le-am avut cu Compania Județeană de Apa Serv, am stabilit următoarele responsabilități. Noi, primăria, ne asumăm o rețea nouă de aducțiune
pe principala axă de mobilitate a orașului, pe principalul drum și principala atracție de apă, respectiv bulevardele Traian și Decebal. Vom face acolo o rețea nouă, fără paralelă cu cea existentă, o rețea pe care o vom conecta pe bypass la momentul finalizării ei, pentru a nu lăsa orașul fără apă în tot timpul execuției lucrărilor. De Mihai Viteazu se ocupă de o reabilitare completă compania județeană de apa SERB. Deja au început lucrările ieri, din câte știu, și le vor finaliza în 3, maxim 4 săptămâni, conform angajamentelor asumate de ei. Deci pe Mihai Viteazu, după da? Da, după ce sunt gata aceste lucrări, se poate trece la modernizarea întregii plane stradale. Vor începe lucrările pe coridorul de mobilitate. Ok, mulțumesc pentru precizări. Miercurea viitoare, dacă ne vedem în studio, o să încerc să fac rost de niște lucruri de pe vremea când prefectura din Neamț era condusă de un inginer constructor, domnul Țibulcă, care spunea la vremea aceea împreună cu un constructor important din județul Neamț că de când, din 91, de când s-a înfundat podul de la spital și s-a inundat, există probleme apropo de podul respectiv, dar asta, dacă acum experții de acum sunt, știu că e foarte solid, eu n-am altă soluție decât să... Podul de la spital? Nu de la spital, nu de la spital, de la, mă scuzați, de la piață, mă scuzați. Domnul primar, o nelămurire și vă las că știu că aveți treabă multă. Am văzut că iarăși s-a oprit apa în Speranța și Văleni. Da, am văzut și eu din presă. Eu vă întreb ceva. Eu vă întreb ceva. Ca vechi combatant în zona asta a primăriei Piatra Neamț, eu mi-aduc aminte de faptul că primăria în timp a fost cel mai mare contributor de ajutoare sociale pentru multe categorii de cetățeni care au stat în 3-4 locuri în locuințe sociale, le-au distrus, au rămas datori peste tot. Și acum probabil că locuiesc și în zonele astea. Eu vă întreb așa, cum, în ce condiții locativ SERF poate să plătească în avans, în locul celor care nu și-au plătit datoriile, sume către apa SERF? Înțeleg de ce, să nu se oprească apa. Dar nu înțeleg cum și ce șanse sunt să recupereze acești bani în condițiile în care ei au peste 200 de procese, 211 mai precis, în care încearcă să recupereze debite. Și fac pariu aproape că sumele cheltuite cu procesele se apropie de sumele de recuperat. Dacă mă întrebați de ce, vă pot răspunde. Dacă mă întrebați cum, aici este mai bine să-l sunați pe domnul director al societății locative SERV. Pentru că nu înțeleg. Adică plătești în locul celor care au datorii și după aia spui că vei recupera banii pe care tu ai să-i mai recuperezi încă în 211 dosare. Mă scuzați, dar nu sună deloc bine. Nu sună deloc normal și eu înțeleg tragedia celor care și-au plătit acolo apa. Păi despre este vorba. Da, dar eu întreb de câte luni nu și-au plătit unii datoriile și încă locuiesc acolo, deși în contracte sunt niște prevederi foarte clare. Da, în contracte sunt prevederi foarte clare. Și le pot fi sistate utilitățile, furnizarea utilităților. Problema este că nu poți avea alte pârghii pentru a îi constrânge sau măcar, de exemplu, o evacuare nu se poate face decât după o decizie în instanță. Înțeles. Foarte multe lucruri de rezolvat acolo, foarte multe probleme. Anul trecut am pus pentru prima dată piciorul în prag după mulți ani. Am făcut zeci de evacuări prin preluarea
la primăria NRE-urilor și mai ales a locuințelor sociale, la Direcția de Asistență Socială, tocmai asta ne propunem. O urmărire mult mai îndeaproape a celor care, a locatarilor și să nu mai așteptăm până facem acele sistări. Odată ce se fac, se sistează furnizarea apei, de exemplu, toată lumea vine și plătește și ajunge la zi în 24 de ore. O da. Măsură mai fermă și o urmărire constantă. Nu există și niște garanții, domnul primar? Ar trebui să existe. Care să funcționeze ca un fond de rulment pentru situații deosebite? Legea așa obligă, dar din păcate știți prea bine că nu întotdeauna legea este... Începe, domnul primar, începe să-mi fie dor de Jănel Iosub, domnul primar. Că domnul Jănel Iosub a spus despre salvare pe ambulanță, că sunt probleme și a fost confirmat întru totul, a spus despre locativ SER niște lucruri și sunt confirmate în proporție majoritară, a spus despre urban niște lucruri și sunt confirmate în proporție majoritară, în condițiile în care să-mi fie cu iertare. Să spunem lucruri, domnul Bărănescu. Este să le facem, doar dacă le spunem ca să facem... Bun, domnul primar, atunci haideți să facem așa. Haideți să facem așa. Dați-mi un part-time în primărie ca să facem lucruri, să nu le mai spunem. Mulțumesc frumos! O fac acum și publică, da. Pentru prima dată. Știți bine că ați fi binevenit și acordul da. Dumneavoastră sunt convins că s-a simțit. Vă mulțumesc mult, domnul primar, pentru participare și pentru invitație. Vă aștept miercurea viitoare în direct în emisiune. A fost primarul Andrei Carabelea. În finalul emisiunii să fac câteva precizări. Valentin Andrei, unul din cei doi oameni frumoși care au scris o carte frumoasă despre un fenomen frumos la Piatra Neamț, ne-a spus că primez mesaje, unul după altul primez mesaje, ne-a spus că trebuie făcute câteva precizări importante. Gianina Cărbunariu nu a fost invitată și nici vreo oficialitate. Au fost, cam s-a dorit să fie o lansare privată, au fost o serie de actori de la TT în sală, da, au fost. Eu vreau să spun așa, de acord cu cei doi care au dorit o lansare privată, eu să fi fost în locul managerului de la teatru, sau mă rog, a managerului care este, adjunctul care este în localitate de obicei, celălalt mai puțin, eu aș fi oprit orice fel de repetiție și aș fi mers la lansare. Dar mai mult decât atât, m-aș fi dus acolo cu jumătate de oră înainte, cu autobuzul de la teatru, i-aș fi luat pe toți de la lansare și aș fi spus, poftiți în teatru să faceți această lansare, pentru că facem și noi, așa cum suntem acum, parte din fenomen. Este o rușine că această lansare nu s-a făcut în Teatrul Tineretului, chiar dacă autorii s-au gândit să nu deranjeze. Trebuiau luați pe sus cu autobuzul Teatrul Tineretului, cu afișele despre carte puse pe mașină, făcut un tur al orașului și duș la teatru. Iar oficialitățile, care oricum nu prea au multă legătură cu teatru, dar au legătură cu năravuri despre care a scris Caragiale și s-au jucat pe scena Teatrului Tineretului, ar fi trebuit să vină în lojă, să stea și să ia aminte. Că acolo în carte se vorbește și despre finanțări, piedici la finanțări, despre modul în care chiar poți să faci cultură și un festival de teatru. Și mai spun o dată aici, îmi aduc aminte cum eram un reporter la o televiziune locală și am fost contactat de cei de la Festivalul de Teatru din Sibiu, care se desfășura la aceeași dată cu cel de la Piatra Neamț. Cel de la Piatra Neamț era un festival sus, cel de la Sibiu începea. Și acum Festivalul de Teatru de la Sibiu, a spus domnul, nu mai țin minte, domnul Bunghel sau domnul
Livescu are anunțați 10, deci nu mii, peste 10.000 de actori sau persoane implicate cu tot ce înseamnă o punere în scenă în festival care durează de pe 24, dacă nu mă înșel, până pe 3-4 iulie. Este incredibil ce a făcut un om și niște autorități acolo și este incredibil și degradant ce s-a întâmplat la Piatra Neamț cu un festival care era unic în această țară și printre puținele din Europa la vremea respectivă. Mă opresc aici că nu de alta, dar mă enervez mai tare, dar să știți că imaginea aia cu autobuzul și cu oamenii ăștia duși să-și facă lansarea la teatru mă bântuie și ar trebui să o bântuiești pe Gianina Cărbunariu. Cred că ar fi o piesă bună de pus în scenă la Teatru Tineretului. Cum ne dăm cu șutul în fund la tradiție? Scuzați-mă, am încercat să folosesc un limbaj adecvat noilor realități teatrale de la TT-ul Gianinei Cărbunariu. Cele bune, la revedere!